Hristos a înviat, stimați telespectatori ai televiziunii române, suntem în ziua de joi, în data după înviere și prăznuim pe Sfinții Maxim, Quintilian și Dadaș din Ozovia, binecuvântată cetate stă română. Îngăduiți-mi ca în acest context să vă spun odată în plus cât de importantă este rădăcina aceasta, pe care am pomenit-o foarte des în săptămâna din urma românismului, care este legat de creștinism, dar nu prin naționalisme ieftine sau patriotardisme fără valoare. Creștinismul acesta care ține de mucenicie, creștinismul care ține de mărturia noastră și pe care de cele mai multe ori îl găsim așa ascuns în vârful inimii noastre și din când în când ne aduce aminte că suntem neam al învierii, nu al ploponirii și al cerșitului. Cuvântul din seara aceasta este din Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 42 și 44. Și stăruiau în învățătura apostolilor și în împărtășire, în frângerea pâinii și în rugăciuni, iar toți cei ce credeau erau la olaltă și aveau toate deopște. E modul de a fi al comunității din primele zile, în data de înviere, e modul prin care se întăreau unii pe ceilalți. Gândiți-vă bine ce presiune se punea asupra lor și în ce mod prigoana, pornită împotriva lui Hristos, se putea răsfrânge asupra ucenicilor săi. Poate de aceea stăteau, dacă vă aduceți aminte, în după amiaza învierii, închiși în casă de frica iudeilor. Nu neapărat pentru că le era frică de o anumită persoană sau de un anumit grup, ci pur și simplu starea aceasta de frică, de greutate, atârna mai mult de inima lor decât vestea învierii. Până când vestea învierii i-a eliberat din frică și le-a dorit odată în plus posibilitatea de a binevesti, de a trăi, de a respira într-un fel cu totul special harul și bucuria lui Dumnezeu. Cuvântul de întărire este din cuvinte vii, din textul părintului Arsenie Boca. Țin tare mult să încheiem și săptămâna aceasta împreună cu el. Ține sufletul tău liniștit în Dumnezeu împotriva talazurilor evidente ale vieții. A pune evidența valurilor în prim plan al sufletului e îndoială declarată din punct de vedere al credinței. Să nu ne declarăm îndoiți și să înțelegem că tot ce vine împotriva noastră e darul lui Dumnezeu pentru a rămâne deoparte și la oaltă cu El. Sunt lucruri care parcă sunt realmente împotriva voinței noastre, împotriva noastră ca oameni, dar cu câtă smerenie Dumnezeu ne ajută să ieșim din ispita de a crede că sunt în plus, că nu ne desăvârșesc sau că nu ne dăruiesc liniște. Din acest punct de vedere, sper din toată inima să simțiți că trecând postul peste noi și apropiindu-se de noi învierea cea sfântă a Mântuitorului Hristos și apropiindu-se zilele acestea de prăznuire, de împreună dragoste și împreună mărturisirea a învierii Domnului Hristos, nu suntem departe unii de alții. Și pentru fiecare dintre noi în parte, Dumnezeu ridică talazul, dar într-un fel sau altul, și soarele deasupra talazului ca să putem merge mai departe cu fruntea sus. Mâine este o nouă zi. Hristos a înviat!